stea frumoasă în viața mea. Ești neprețuita mea comoară. În tăcere eu în brațe vreau să te cuprind, să nu știi de ploaie și de vânt. Femeia numai ea este în viața ta, luminoasă stea și nu uita. Femeia numai ea te poate ajuta și la bine și în clipa cea grea. Vreau să te păstrez în viața mea. Ia de mult, doar ție ți-aparține. Și cu tine soarta împreună s-o împărțim. Visul cel trăit să-l prețuim. Femeia numai ea este în viața ta, luminoasă stea și nu uita. Femeia numai ea te poate ajuta și la bine și în clipa cea grea. Ce frumos ne cântă domnul Sergiu Țurcanu tot timpul despre bună femeie. Seara. Bună seara și bine ați revenit la noi. Haideți să ne așezăm. Cu cea mai mare plăcere. Ce faceți? Cum ați trecut peste acest 8 martie? Am trecut cu bine, mersi mult. Cu bine. Ați reușit să le faceți pe fete fericite, mulțumite, le-am felicitat din suflet, cu surprize, cu toate cele bune. Frumos. Și cel mai important e că veniți cu o melodie nouă. O felicitare pentru toate femeile. Eu aș spune un imn pentru femei, pentru că se numește piesa următoare pe care vreau să o prezint astăzi. Este o premieră. O premieră absolută. Absolută. Și da. La dumneavoastră, piesa se numește Eternă e femeie pe pământ. Frumos. Numai domnul Ianuș Turcanu putea să scrie așa, un text, un vers frumos. Deci întâi a fost textul și apoi... Aici întâi a fost textul. Este o istorioară nu prea mare aici. Vara aceasta, domnul Ianuș îmi trimite pe poștă două texte. Sergiu, ți-am trimis pe poștă două texte, uite acolo, se poate făcut ceva muzică. Bine, bine, dar eu eram ocupat cu altceva și uitasem de el. Când în iarnă, domnul Ianuș, măi, Sergiu, tu ai scris pe melodii pe textele mele. Eu, pe care texte? Pe care ți-am trimis? Zic, da, domnul Ianuș, acolo vă trimit. Am deschis textele, mă uit. Frumoasă denumire, Eternă e femeie pe pământ. Am citit versul, fac muzică pe aia, pe asta. Și mi-a venit, timp de o zi eu am făcut muzica, melodia, și deja de anul era schițată și aranjamentul.
Și peste două zile i-am trimis domnului Ianuș. O, iaca, asta e piesă frumoasă, Sergi, da. Deci a venit inspirația de sus. A venit inspirația de sus, dar a venit de la acest vers. Versul este extraordinar. Se întâmplă să nu vă inspire versurile? Să primiți un text și să ziceți nu... Eu de obicei nu mă inspir atunci când nu-mi place textul, dar n-am încotro, pentru că trebuie să fac depus, la comandă fac. Pentru mine eu tot timpul fac inspirații. Dacă îmi vine vreun text, chiar dacă zicem nu-mi place, totuna trebuie să-l fac. Adică, iarăși, acolo nu e atât inspirație cât e deja matematică, știi? Aha, da. E o știință, nu? Până la urmă știință, să scrii, da, muzică. E o știință. Așa. Matematică. Cum este să cântați despre femeie? Și aveți multe piese în repertoriul dumneavoastră dedicate femeie. Îmi place foarte mult să cânt femeie, să cânt patria, să cânt părinții, mama. Pentru că este un izvor nesecat de inspirație de a cânta femeie. Pentru că femeia este, eu aș spune, de la ea se începe tot. Ea dă naștere pe pământ la tot. De aceea eu sunt socot că este un izvor nesecat de inspirație. Poți să cânti și să cânti femeie. Soția dumneavoastră a ascultat piesa? Da, soția a ascultat-o, chiar și copilașii, ei tot ascultă, fetele tot ascultă. Și am primit un compliment la cea mai mică. Spune, tata, foarte mult îmi place această piesă. Mihaela, păi este cam lent. Nu, uite ce dezvoltări are, așa frumos, așa stil îmi place de muzică. Frumos! Da, mersi mult, zic atunci, gata, înseamnă că nimerit. Înseamnă că e bine. Înseamnă că e foarte bine. Da, soția, da, soția a auzit prima, când a auzit prima dată versiunea demo, spune, măi, iau, mi se ridică părul, știi? Zic, atunci înseamnă că am nimerit. Înseamnă că aceeași reacție o să o aibă și alte femei. Care eu sper ca publicul tot să aibă acea reacție și să ajungă la sufletul fiecarei femei această piesă, pentru că este o piesă profundă, într-adevăr profundă. Și este o piesă care nu prea îmi caracterizează stilul, știi? Este o piesă deja făcută mai clasic. Este o piesă făcută în aranjament clasic, cu figuri, cu pianuri, încet, așa. Mai o baladă, așa, știi? Cu cine ați lucrat pentru partea, iată, instrumente muzicale? Instrumente muzicale am luat chitarist, am invitat Valeriu Gonza și mi-a imprimat gitara. În rest, băieții din formația Onyx Band mi-a imprimat chitările, ce le trebuie. Am înțeles. Spuneți că fiica cea mai mică a lăudat piesa, dar da. Fetele au auz muzical, fac muzică? Sunt... Da, fetele au auz muzical, au auz foarte bun auz muzical, dar ele categoric nu vor să facă muzică. Cea mai mare face dans. Cea mai mică face dans. Cea mai mică face dans. Dar cea mai mare face medicină. Ea este studentă la anul întâi la Universitatea de Medicină din Chișinău. Am nescăpat informația asta de detalii astea. Ce, aveți fată mare anul întâi? Avem fată mare, da. Și bravo, ei a dat sesiunea cu bine. Are stipendie mărită de asta. Așa. E extraordinar, este eminentă. Cum ales medicina? Și-a dorit asta de da, mult? De mult și-a dorit asta. Când era mică? Undeva la vreo 12 ani deja de trăia cu gândul se pregătea că va fi medic, da. Și acum învață, Zărmana învață mult. O să fie un medic foarte bun pentru că doarme foarte, foarte puțin și învață foarte mult. Vrea să se specializeze într-o ramură a medicinei sau încă da, nu? Da, vrea, dar încă nu știu. Mie încă nu mi-a spus precis în care ramură, dar îi place foarte mult chirurgia. Așa. Să dea Domnul să avem un chirurg al nostru. Frumos. V-am mai întrebat asta și cred că multă lume vă întreabă cum este să fiți tată de fete. Că iată, dumneavoastră și cântați multe despre femei și aveți și o casă plină de fete. Da. Mă simt răsfățat. Ce simt să spun? Foarte mult îmi place. Eu, în tinerețe, când ce va fi? Fată sau băiat? Nu, o să fie băiat, că eu vreau băiat. Mi-a dat Domnul două fete și nici nu vreau băieți. Nu. Serios, nici nu vreau băieți pentru că am două fete minunate. Dar sunteți, cum să zic, sunteți așa un tată din acela foarte, foarte grijuliu, să nu iasă, să vină la ora 10 acasă. Da, aici ele au parte de seriozitate. Da? Nu-mi place când întârzie sau... Și ele tot nu le place să umble cu... Să umble mult. Dar ei nici n-au cânt. Ei nici n-au cânt, pentru că cea mică la 8-9 termină dansuri, vine acasă, face lecții, se pregătește pentru două zi. Nicoleta se trezește la ora 6 dimineață, se culcă la 2-3.
Ei nici n-au când să facă ceva extra, adică mă uit și eu zic, păi când te mereta, când... Dar asta e bine, sunteți un tată norocos, aveți două fete, da, cu minți, de vreme acasă, asta e tare important. Două fete frumoase, am o soție frumoasă. Exact, sunteți fericit, cu adevărat fericit, da. Și norocos, minunat. Să încheiem discuția totuși cu muzică, că am deviat așa un pic de la subiect. Aveți emoții atunci când trebuie să lansați o piesă nouă? Și dacă da, ce tip de emoții? Vă temeți că nu o să aibă reacții de... În primul rând, fiecare premieră este pentru mine este emoție și este o ispită, cum să spun, știi? Pentru că nu știi ce reacție o să aibă publicul. Pentru tine, poate ți-ai place la nebunie această piesă. Tu s-o coți că asta e o piesă gata pentru tot universul. O aduci publicului și publicul nu primește. Iată, aici este cel mai mare risc. Și de aceea tot timpul premiera este un risc pentru orice interpret. Și este foarte, foarte... E un moment important. Important, da. E foarte important. Noi ne bucurăm că acest moment important se întâmplă în emisiunea noastră, în această seară. Eu cu cea mai mare plăcere vin aici la voi, pentru că mă simt extraordinar de bine aici la voi. Mulțumim. Eu aici am început și... Și aici o să mai veniți. O să mai vin. Mulțumim tare mult, domnule Țurcanu. Ne cântați așadar piesă nouă, Eterna e femeia pe pământ. Eterna e femeia pe pământ. Abia aștept să o auzim. Cu cea mai mare plăcere. Vă invit în scenă. Mulțumim tare mult. Așadar, încheiem această emisiune aici, stimați telespectatori. Avem parte de o premieră muzicală pe final de emisiune, Eternă e femeia pe pământ, în interpretarea domnului Sergiu Țurcanu. Ne cântă imediat, iar noi vă dorim să aveți parte de o seară liniștită și nu uitați că ne revedem mâine de la aceeași oră. Pe curând! Credeți-mă că sunt femei, ce de rodem au fost sculptate, pictate de un Rafael, cântate în versuri dulci de Dante. Credeți-mă că sunt femei ca Mona Lisa zâmbitoare, chiar de nu au surâsul ei, oricum ele sunt nemuritoare. Eternă e femeia pe pământ, fermecătoare plină de idei, dorită și iubită ori și când. Suntem atrași mereu de vraja ei, eternă e femeia pe pământ, regine din lumine și scântei. Eternă e femeia pe pământ, cu drag ne închinăm în fața ei. Sunt femei ca Galatea minunate, cu trup și suflet dat de zei, de o lume întreagă adorate. Pe lumea asta sunt femei frumoase, blânde, delicate, cu un miros de flori, de tei și dulci ca merele. Eternă e femeia pe pământ, fermecătoare plină de idei, dorită și iubită ori și când. Suntem atrași mereu de vraja ei, eternă pe pământ,
pe pământ. Cu drag ne închinăm în fața ei. Cu drag ne închinăm în fața ei.